Bine v-am găsit la o nouă ediție a rubricii Azi odată, când vom afla mai multe despre trecutul zilei de 15 martie. Să pornim! În anul 44 înainte de Hristos, împăratul roman Iuliu Cezar este asasinat de Marcus Brutus, Decimus Brutus și alți câțiva senatori romani. În anul 1493, Cristofor Columb se întoarce în Spania după prima sa călătorie în America. În anul 1848 a avut loc la Budapesta declanșarea Revoluției Maghiare împotriva dominației habsburgice. În anul 1876 a apărut la București ziarul Timpul, organul de presă al Partidului Conservator la care au lucrat Mihai Eminescu, Ion Slavici și Ile Caragiale. În anul 1892 a fost patentată prima scară rulantă de către Jesse W. Reno din New York. În 1899 are loc premiera piesei istorice Cezar și Cleopatra de George Bernard Shaw. În anul 1906 a luat ființă compania britanică Rolls-Royce. În 1908 a avut loc la Paris prima audiție a Rapsodiei spaniole de Maurice Ravel. În 1915 a avut loc la București prima audiție a Sinfoniei a doua în La major, opus 17, de George Enescu. În 1916, președintele Woodrow Wilson trimite 4800 de trupe americane peste graniță pentru urmărirea lui Pancho Villa. În anul 1917, țarul Nicolae al II-lea Rusiei abdică de pe tronul Rusiei. În 1922, după ce Egiptul își câștigă independența față de Marea Britanie, Fuad I devine rege al Egiptului. În anul 1939, ca urmare a intrării trupelor hitleriste în Cehoslovacia, în România s-a decretat mobilizarea generală. Pe întreg teritoriul României au avut loc manifestații în sprijinul Cehoslovaciei. În anul 1964, echipa de handbal masculină a României a câștigat campionatul mondial din Cehoslovacia, după ce a învins în finală echipa Suediei cu scorul de 25-22 și a devenit pentru a doua oară campioană mondială. În anul 1974, Arpad Kiss, pilot planorist, a efectuat primul zbor cu primul deltaplan românesc, AK-22. În anul 1996, ONU a lansat proiectul Inițiativa Specială privind Africa pentru salvarea Africii de subdezvoltare prin acordarea 25 de miliarde de dolari pe o perioadă de 10 ani și mobilizarea agențiilor împotriva sărăciei și maladiilor. Astăzi au loc mai multe sărbători. Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor, Ziua Internațională împotriva Violenței Poliției, Ziua Națională a Ungariei și Festivalul Recoltei Abundente în Japonia, un festival al fertilității. Martie 15 sau Idele lui Martie are o puternică încărcătură, iar istoria ne-a arătat că această zi are la bază un eveniment sângeros. Dacă nu ar fi fost vorba de evenimentele petrecute în Roma antică, ziua de 15 martie ar fi fost doar o zi ca oricare alta. Dar pe 15 martie a murit Iulius Cezar, ucis de mâna unor senatori romani. Astfel, această dată este considerată una cu ghinion. Potrivit credințelor populare, se spune că un prezicător l-ar fi avertizat pe Cezar în privința acestei zile, dar el s-a împotrivit și s-a aventurat oricum. Însă, tu nu ar trebui să te ferești de idele lui Martie anul acesta, nu? În niciun caz. Biblia ne învață că nu există ghinion și că nu e cazul să fim superstițioși. Deuteronomul 18 cu 10 la 12 spune: să nu se găsească la tine nimeni care ghicește, nimeni care practică magia, nimeni care caută semne prevestitoare, niciun vrăjitor, nimeni care leagă cu farmece, nimeni care consultă un medium sau un prezicător, nimeni care întreabă morții.
fiindcă Iehova detestă pe oricine face aceste lucruri. Din nefericire, israeliții nu au ținut întotdeauna cont de acest avertisment. În zilele profetului Isaia, de pildă, unii credeau că pentru a avea recolte bogate, trebuiau să-L îmbuneze pe Dumnezeul norocului, o credință superstițioasă care a avut consecințe nefaste. Israeliții au pierdut favoarea și binecuvântarea lui Iehova. Din fericire, mulți s-au eliberat din sclavia superstițiilor. Iisus a afirmat în Ioan 8:32: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Haideți să permitem adevărului lui Dumnezeu să ne elibereze de orice superstiție și credință în ghinion. Sunt Rahela Petrescu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă aștept mâine dimineață de la ora 7, 8 sau 9 pe www.lightchanneltv.ro pentru o nouă ediție a rubricii Azi Odată. Acum vă las în compania Consuelei pentru bunăstare prin mișcare. Să aveți o zi excelentă!